Cel mai bun exemplu e cel al telefoanelor mobile vechi. 8 din 10 români nu se despart de ele. La fel se întâmplă și cu aparatele foto, pe care mulți le uită în sertare. Telefoane mobile mai multe aveți? Mai să pe văd, care nu le mai să văd două trăiri. Ne-am păstrat amintiri așa. Am constatat că este o medie de 10% din gospodării care, chiar dacă nu mai folosesc, nu mai au nevoie, tind să păstreze, stau în medie cam 3 spre 4 ani. Același studiu arată că aproape 70% dintre românii nu se despart de obiectele nefolosite, iar 14% le dau rudelor sau prietenilor. Lipsa infrastructurii de colectare poate fi o explicație pentru aceste obiceiuri. Obișnuiți să păstrați obiecte pe care nu le mai folosiți? Telefoane, tablete, da. Da, am o colecție impresionantă și chiar așa mă gândeam. Unde aș putea să le duc? Există și acest schimb 1 la 1, adică în momentul în care ne achiziționăm un echipament electric nou, cel care îl vinde are această obligație de a primi echipamentul vechi înapoi. Tot ce se strânge în țară ajunge într-un singur loc din România, unde se reciclează, o firmă din Buzău. Din televizoare, telefoane, mașini de spălat, ori cabluri, se pot scoate componente sau metale care pot fi reutilizate ca materie primă. Marea majoritate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice conțin metale, substanțe periculoase, metale grele. Unul din motivele pentru care trebuie să reciclăm e că trebuie să ne pese de noi în primul rând. În următorii 4 ani se vor deschide peste 600 de centre de colectare de deșeuri.